Radio Chișinău. Urmărește pagina noastră de Facebook. Interviuri matinale la Radio Chișinău. Avem ora la care în studioul nostru intră oaspeți minunați și în această dimineață avem partea de prezența domnului Sergei Cleșenco. Uh selecționerul național ei moldovenești de fotbal. Bine ați venit la Radio Chișinău, vă mulțumesc tare mult că v-ați făcut timp. Mulțumesc pentru invitație, bună dimineață. Cumva întâmplător a ieșit că exact un an în urmă Republica Moldova obținea o victorie spectaculoasă în meciul cu Polonia pe stadionul Zimbru, lucru care ne-a făcut tare mândri și am asistat la un meci grosav de frumos. Felicitări pentru asta. În ce măsură acest meci, această victorie a schimbat perspectiva asupra fotbalului în Republica Moldova, dar și comportamentul la nivel psihologic atât al echipei cât și al dumneavoastră ca antrenor?

фосментурное дзяжава приму пас кардат но психологік молт Multe. Da, mult. Uh, și în același timp, uh, Eu chiar azi dimineața mi-a venit în uh, amintiri conferința pe care ați susținut-o după meciul uh, cu Polonia, pentru că până la urmă Asta rămâne probabil uh, vârful de lance a victoriilor din ultima vreme, și dumneavoastră spuneați că uh, nu ați contat din start pe un asemenea rezultat. Uh, mai mult decât atât, spuneați că uh, această victorie a fost obținută cumva. Din perspectiva că Polonia a Gafat și nu a fost cumva un merit al echipei naționale, atunci m-am uitat foarte ciudat la recunosc că eu v-am povestit, am eu zis pot... și la radio, nu pot să cred că eu... selecționerul nostru a pot să măresc de ce? Pot să mă de ce? -am, Vă rog avut, am avut un meci foarte greu în Albania, am pierdut 2-0, și bineînțeles că n-am știut cum, cum să reușim.

Dar s-a primit altfel, noi am marcat primul gol și cum spune că a venit poft. A venit poft și am marcat încă doi goluri care au adus victoria aceasta. Noi ne-am gândit de foarte multe ori, sau de multe ori se discută că Moldova nu are cum să reușească prea multe pentru că nu este o echipă foarte bogată, nu are jucători în ligile superioare și la marele cluburi de, de, fotbal, că de multe ori... Și totul cumva aveam senzația că se reduce în jurul banilor. Acum, în campionatul european de fotbal am văzut victoria spectaculoasă a României împotriva Ucrainei. M am simțit și răzbunată după meciul de la Chișinău pe care l-am văzut pe stadionul în Zimbru. Și am înțeles că nu întotdeauna fotbalul este despre bani. Ce poate mișca o echipă care nu are cei mai mulți bani, nu are cei mai e valoroși din punct de vedere financiar jucători ca să obțină niște victorii nesperate? La noi e altă problemă. Avem că, da, e primul rând că e... selecția nu prea mare avem, nu prea mulți jucători avem, dar totuși unica cea mai mare problemă că uh, jucătorii care trec în echipele din străinătate uh, la sfârșit nu prea au practic de joc. Și pentru mine asta e foarte greu când uh, 3-4-5 jucători din, uh, din primul 11 care au ieșit ultimul meci, după aceasta, 2-3 luni n-au practic de joc, dar uh, ei la noi cei mai importanți jucători. Și asta e o problemă cea mai mare cu care eu nu știu cum să... Să gestionați da, problema. Să nes problema aceasta, da. În același timp, adică cumva în momentul în care un jucător din Republica Moldova este achiziționat pentru un club din afară, înțelegi că el este bun. Că nu cumpără nimeni, jucători și...

Uh, altă întrebare. În momentul în care îi avem uh, pe fotbaliștii de la cluburile din Republica Moldova, în ce măsură este uh, cumva logic? Să încercați să puneți accent mai mult pe ei, să-i să chemați mai mult pe cei din Republica Moldova care poate joacă mai mult Eu la selecționată. Eu înțeleg întrebarea dumneavoastră, dar trebuie să înțelegem că noi avem vreo două-trei meciuri cu ritmul înalt în campionatul Moldovei. Șerif, Petrocup, Zimbru, Petrocup, Șerif, tot în tre trei echipele acestea acum se întâmplă.

să revenim pe jucători la ritmul acela care dorim noi. A, dar pe jucători nu puteți lua de la cluburi pentru mai multă vreme, nu? Adică aveți foarte puțin n -n -n timp. N-am cum puțin de, 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 că pregătire. am datele oficiale. În ce fel vă căutați dumneavoastră jucătorii pentru naționala? Pentru că eu înțeleg că fiecare selecționer uh, își dorește victorii. Cum fac selecție? Da.

Dar până acum nu au fost nici la o selecționată la noi Acum vorbim cu Densu, cu părinții și alții tot așa, Perciun de la Italia Și mai mulți, mulți jucători care la viitor au posibilitatea să ajung la selecționată mare a, Mai sunt copii din aceștia, din diaspora, bănuiesc din diaspora Că sunt părinții care au emigrat cândva și dar Da, acolo, doa, mai cred. sunt mulți, mulți mai sunt

Ce faceți? Îl credeți pe cuvânt și îl convocați sau îl urmăriți o perioadă să vedeți, să nu, vă convingeți dumneavoastră nu, că în primul, e în primul, rând, în primul rând, noi avem voice Scout, unde pot urmări uh -huh. fiecare meci, în fiecare ligă, Italia, Franța, ori și unde Дпа част je врбеску ренно дел селекционата об но прилуат баjeто Дакноjeат врбеско ренно Андер дошуну да Канидин вресал ввет меча мика офиali Landандр дошуну Duпаче вет коки ме Прен Landандр дошуну, El vine la selecționată mare Vorbeați un pic mai devreme Despre faptul că a, acei jucători Noștri care pleacă a, peste hotare La anumite cluburi să joace a, Au a, jocuri mult mai puține Asta înseamnă cumva că Nivelul lor începe să descrească În momentul în care pleacă din Moldova De la cluburile din Moldova Și Pentru mine e foarte interesant Dacă e echipa O, o decis că e, are Nivoie de jucători acesta, Nu înțeleg de ce după asta nu joacă екземлу он Николаску його комубан частонімінста проблема Марі С держала меч сеционнаті і ну 6 минут Озы що минуті максимум ре призы минуті минут аста проблема Мартіфе домамашкан

Дарварбинку баje патива под, под, скіmboекіпа, пава алгас алтоло каккумайšemoцпанš алциж,то постлакі ггандеsk ну Пру банда прирен sau практикок. Apropo, la au în zilele trecute pe Pavel Ciobanu, fostul președinte al Federației Moldovenești de Fotbal, vorbind despre Virgiliu Postolachi, care pentru, că, pentru, noi cum a fost o surpriză când numele lui Postolachi era legat de PSG și am zis, wow! un moldovean la PSG, dar până la urmă, dacă te uiți pe, pe jocul lui Virgiliu Postolachi, nu prea ai goluri de numărat. Cum se explică lucrul ăsta? Și cum să pleci din Franța, adică să nu rupi papucii ca să reușești într-un dita mai club care îți oferă perspective de viață grozave și să te pierzi așa în... Virgiliu e băiat bun și educat și face tot posibil selecționată. Da, n-are cum, n-are регулцуната dar to joветкіпетрен са национал Давид проблема карям спуска Дано пердут э, минутлакипаса in Франция жако поц част tai проблем Uh, vă întrebam un pic mai devreme de felul în care ați putea să puneți accent pe jucătorii care joacă la cluburile din Republica Moldova și de foarte multe ori uh, am pus întrebarea deși nu mi -a, adică, nimeni nu mi-a dat dreptate, ziceam că toate cluburile din Republica Moldova ar putea să le vreze jucători naționale și uh, probabil asta ar trebui să fie un avantaj pentru ele. Uh, de la șerif nu prea aveți de unde luați să, să luați. Adică șeriful practic nu știu câți... De la șerif numai Dmitrii care Până am jucat, am jucat puțin, are acum niște vreo două, trei meciuri ultimii, dar la șerif nu mă... De unde? Din Africa, vă deranjează din Brazilia. Că, Da, exact de asta și zic, pe dumneavoastră ca selecționer al naționalei vă deranjează că un club care joacă totuși, nu are niciun jucător din Republica Moldova de care să beneficieze ulterior naționala? Da, nu mă deranjează. Mai sunt Petrocup, mai sunt Zimbru, de ce nu? Dar filosofia la șurifa, așa, așa, e lucrul lor. Eu la... am nimic împotrivă, dar bineînțeles că când ai vreo 3-4 echipe la un nivel și ai de unde alege jucători. Eu, o binecuvântare într-un da. fel sau altul. Vorbeam săptămâna trecută cu Andrei Martin, care zicea că până la urmă pentru ei ca, ca, și club e cumva onorabil să, să aibă jucători la Naționala Republicii Moldova. Uh, care sunt, nu știu, cluburile care... Eu înțeleg că de fiecare dată cam număr cei mai mulți jucători de la Petru Cub în echipa Cum națională da. a Moldovei. În ce măsură Zimbru ar putea să furnizeze mai mulți jucători și, și de calitate? Și Zimbru, noi am convocat și din FC Belți, uh -huh. totuși când Nikita Mățpan jucă acolo și Daniel Danu a fost la echipa națională, ден foце былл штодин зембр avемпорттар Николайі батар конвокат пын пна конвоши denis фортуны Урмаим нижо влаляну Онжонарной рмаим Маем нешжото дин земру даев фи карим. fiecare zi vorbesc cu domnul Lilian Popescu și am informații foarte bună. Eu tocmai vreau să vă întreb în ce măsură colaborați cu uh, antrenorii de, de, la cluburile din Moldova. Minimum o dată săptămână vorbim cu fiecare antrenor din Moldova și cu Rusnac și cu Popescu și cu Martin. Mai puțin din antrenorii de la Șerif. Uh, asta e normal. Înțeleg, d d asta e normal. Nu mă vorbim despre celadnic. Am înțeles. În ce măsură dumneavoastră sunteți, nu știu, mulțumi, nu că mulțumit, dar cumva cu un soi de optimism în speranța că ați putea să aveți totuși o națională care să mai obțină victoria așa de spectaculoase cum ați avut-o pe cea cu Pallofonia? Yeah. Hai să spunem cum este, a fost și noroc, puțin, dar a fost și noroc cu noi. Da, Asta am înțeles, da. A fost de anul trecut. Da, muncă mare, e, nimeni nu spune că a fost ușor muncă mare, dar e noroc a fost cu noi. Meciurile așa ca cu Polonia, că, ca, ca dacă Polonia și acasă și în deplasare am arătat nivelul. E, și fu, cu greu am câștigat în deplasare cu insule Firoi 1-0, când acasă a fost o remiză 1-1. Și până la minutul 86 pierdem un 0 cu insulele Firoi, dacă țineți minte. Da. Și totuși, toată compania a fost nu -i ușoară. Și cu noroc și cu munc mare. Eu mă gândeam la victoria României, cum spuneam, împotriva Ucrainei și cumva se demonstrează că totuși fotbalul poate să nu fie întotdeauna despre bani, dar poate să fie despre implicare. Uh, Asta și am vrut ce să spun. Fotbaliștii pe care îi aveți dumneavoastră, cât de implicați sunt? Care este discursul dumneavoastră ca să-i motivați să, să, sară peste nivelul pe care l-au? Vreau să spun că vreau să mulțumesc echipa României, că i au arătat cum trebuia noi să jucăm contra Ucrainii Că e a fost și compact și au fost și -o, -o luptat până la ultima secundă de meci. Și, e, e, eu jucat cu inima mare, așa spun, așa vreau să spun. Asta e o lecție pentru noi, cum trebuie de jucat cu echipele la nivel mai înalt. Aha. Haideți să ne întoarcem atunci la meciul Ucraina-Republica Moldova. Ce, da. ce ne-a lipsit nouă no, pentru noi inima Nu am mare? fost pregătiți, dar eu vreau să spun că la ambele meci și cu Cipru și cu Ucraina n-am fost pregătiți am în vedere starea fizică

она она на часто иннкут нарокчиос laфел ну при пригаитнойям котяга лачипрада тот меч фосфате нервоз ши кундуем кундучим манузер пердем доношла свершит домно котягат Да ладдоеле меч мешит тот уж по n-am fost pregătiți fizic, în primul rând n-am fost pregătiți și când nu ești pregătit fizic, nici poți vorbi nici de tactică, de construirea de joc, nimic. Asta vă dezamăgește, vă debusulează, nu știu, ce stări vă oferă noi am, dumneavoastră noi am făcut, ca antrenor? Noi am făcut programă special, individual, pentru fiecare jucător, care au terminat campionatul pe data de 12 mai, care pe 18, care pe 20, a fost programă, dar антернамент індивідуаллі инінтернаменткукіпа диферрен марі ну под прину под kontrolкунокументкуекіпа туец велын Ка май пригаtitентру меч кар май пациент дел перк пынла септембри тут тут Toți jucătorii au practic de joc, în primul rând, și mai serios o să vin la selecționată, că e meciuri deja oficiale. A, dumneavoastră, atunci când ați venit în, în calitatea de selecționeră națională de fotbal din Republica Moldova, a, știați ce vă așteaptă sau aveți totuși mai multă speranță că veți reuși alte lucruri? Că despre uh, Naționala de Fotbal a Republicii Moldova circulau foarte multe bancuri, inclusiv la despre uh, că ar fi înaintată la Premiul Nobel pentru pace pentru că niciodată nu au bătut pe nimeni și iată a venit, uh, au venit meciurile în care Republica Moldova totuși a bătut pe cineva și asta um, dă cumva uh, o doză de mândrie da. și ca antrenor și ca Acum, Acum fiecare, fiecare pas de mai greu și mai greu de dacă că așteptări

Aștept că iară să câștigăm. Am câștigat odată, și po poftă vin și la microbirzi, <laughs> da. Evident! A vrea cel puțin spectacol no. să ai atunci când merge pe terenul de fotbal. Dar spectacolul ăsta, în ce fel se poate obține sau nu știu, în ce fel poți oferi spectacol? Eu, Există spectacol eu și în afara care... victoriei? Nu, eu.

при rent супортерін пенру эмоцыі, tuешш прен, то jest суфлі то jest старі фізікала момент'рен. Asta e uh, minimum ce trebuie să faci uh, la selecționată cred. Deci, înțeleg că una din cele mai mari probleme ale uh, selecționatei naționale este faptul că nu aveți suficient timp pentru pregătire înainte de meciuri ca să coagulați echipa, ca să aveți suficientă mișcare, suficient antrenament, mai ales în cazul celor care uh, joacă peste hotare și nu au destule meciuri ca să, să păstreze o formă. Da, două. două cele, cele mai mari probleme, asta e uh, jucători care nu au. Uh, experiență de, de practic joc. de joc, da, practic joc și a uneori se întâmplă că noi avem numai două zile înainte de meci. Și în două zile să schimb ceva, nu m-am să faci recuperare pentru băieți care au venit. Da, în momentul ăsta, nu știu, nu-ți vine să lași mâinile jos și să zici, Băi, mai mm. băieți, căutați alt antrenor, Eu, cu condițiile nou, voastre, eu... nu mai vreau să mă fac de rușine. No, no, no. Nu, 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 așa nu poți fi. Mă pe mine. Eu, eu vă spun serios, sincer să vă spun, că când vin la... Când vin la, vin vin. la Vodă acolo unde e toate loturile naționale, eu sunt foarte bucuros și mă simt foarte bine acolo. Parcă, parcă vin... лакаам кры футболтор нам семнат при меў контракткі паістстру кішыаў аккума зібр кусу примет на селек тот і раінка марі fost уніні сувет залез с не мерела екі персіналы тим приліліфусынкамай greума Дакусу примет нуті 17 при контракт Даун тем Ма сынкутокаі май бунь ма путерні я у метрдзе 6 заезді кіграм. Ce? am fost ca un copil în echipa aceea. Dar totuși, poate caracterul meu, poate de atât că sunt din Criuleni, poate de atât s-o primit tot la mine. Nu Ce la Criuleni acolo? Criuleni da, avem, cea, ni avem Nistru acolo, avem terenuri, avem... Ok. Dar bine, dar voi nu aveți, nu aveți un, înțeleg, un antrenor super profesionist, adică voi jucați așa de capul vostru.

În clasă în clasă o lună am fost la, la lupt. De data că tata meu a fost luptător. și am fost lupt o, lună și am spus nu, mai mult nu vreau, mulțumesc. Mă da, am

Dintre tătri... sporturile care sunt. A Apropo, mă uitam peste onorarele sau premiile pe care ar putea să le obțină um, sportivii noștri care obțin niște um, premii sau um, clasamente bune la Olimpiadă și mi s-au părut destul de frumușele. Fotbaliștii noștri la națională cât de bine sunt plătiți? Adică are rost să vii să-ți piciorul în cazul care sau să mănânci un pumn în cap sau nu știu cum se întâmplă

că au fost cu Polonia, cu Albania, cu Albania, minunat, a fost când a fost prin cu, au fost cu Albania, nu a fost până mu, nici, până nici după asta, nu știu dacă o să fie, că tot stadionul au cântat himnul Moldovei și spun serios că ceva extraordinar tot fost. Da, Spuneți-mi, vă frumos, cât de diferit fotbalul acum față de cel pe care îl jucați voi? când că e viteza se schimbă, te mai faci încă mai repede, viteza să mai înaltă decât a fost vreo 10-15 ani în urmă. Deci dacă nu ești sprinter... Nu, dacă nu -ai. ai viteză, dacă n-ai forță, în primul rând, azi n-ai și faci în fotbal. Dumneavoastră ați jucat în meciul în care debutase David Beckham.

m-am plecat ca turist, numai. am privit meciul de la tribună. Eu am văzut, apropo, am citit după asta în baza acelui meci la care era un microbist care a pus pariu că el va juca cu toată, va juca tenis cu toată naționala Republicii Moldova. A uh ieșit -huh. un roman superb, nu știu dacă l-ați citit. A, am auzit, film, am auzit, da. În care era pomenit și Sergei Kleșenco dar până la urmă nu ați jucat tenis pentru că, tocmai pentru că nu ați jucat în în acel meci. Apropo, tenis, n-ați încercat să... Nu, așa, nu știu, poate o dată, două, două ori, dar nu prea. Asta e tenis de masă mai mult, da, îmi place și joc mai, mai des. Am înțeles. Uh, deci, pe David Beckham, înțeleg că nu-l țineți minte. Uh, nu mai pe tablouri, pe David Beckham. <laughs> Uh, multe lucruri nu le țineți minte. Uh, fotbalul înainte era mai e, mai interesant chiar dacă, dacă nu era despre forță nebună. Mai, și gratis, despre... mai gratis. Mai gratis, da. <laughs> De, mai mult jucam pentru fotbal decât, decât, decât pentru bani. Acum toți fotbaliștii deja sunt deștepți. Înțeleg că viața fotbalistică e scurtă și trebuie să faci bani și azi, și mâine, în fiecare zi, și este familie. Noi n-am gândit despre asta. Am jucat fotbal, că e fotbal. Că era pasiunea și da. activitatea plăcută. Dar eu un, mult uneori la onorariile astea care se plătesc pentru un fotbalist în mare, marele fotbal și nu înțeleg de unde sumele astea cresc. Ele, nu știu, e cât bugetul Republicii Moldova uneori dau bani pentru un fotbalist. Asta e, asta e normal?

foarte mari s-ar plăti, plăti și pentru fotbaliștii din Republica Moldova. Credeți că ar juca altfel? Da, nu știu, nu cred că tot depinde de bani. Eu cred că tot și pregătirea în primele, primele, 10 15 ani important. Că e, cum, o, cum o să fie fotbalist, asta se vede deja la 15-16 ani. Și dacă e, Аритир фар seržру чинча, дело до priретка цели ma importante ніенр футболist. екземпонки летел спорив, fost Христоботів, šшне дела klas шапti, ноям до ин pзи. дотер peзи оптy приня в op но інтернамент шейка меч акуманіжні щокаії кондимент і проблема системсво проблема deменталіта проблема de систем и posibiliтаті deфаку снуяінтернакаіїкаятретре сукупы баєу профессионал держа дела три причань держа дела я вам fost Поугалпан академи спортинг домент по Да началаштеі там de la echipele de under obțin victorii chiar în timpul meciului cu Ucraina a fost anunțată victoria sau până la urmă victoria echipei de under. Și foarte mulți antrenori spun că la noi copiii se pornesc foarte bine și se pierd cumva din fotbal în adolescență. Există vreo strategie ca să fie reținuți acești copii în, în fotbal și să devină profesioniști buni? Eu nu știu, eu cred că poate mai avem nevoie факт алцы селекционте селекна Маем пандер3 jeветка duпандернапандерну в рядой in селекционнаата мар да алцы факт спа екзем je до3я нам fost не шудат селек De, că au fost mai puternici alți, alți fotbalisti. Dacă, 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 aș termina fotbalul în 22 de ani, noi n-am știut bă, de Sergei Creșin azi. Dar la 3, 23 de ani eu am nemerit prima dată la selecționat. Niki Kleshenko, în ce măsură sunteți optimist în privința unei cariere wow acest fotbalist? Eu pot să-l ajut numai ca tatălui, dar el are ріно алкондук Ка вворбе куфи карзі ну дифер ну fostмай тя за марівумайвіття замай марі елку Ну недат Дамент намент Nu, no, el la are viața lui și eu numai ca tata lui pot să-l susțin. Am înțeles, eu mă gândeam așa, de dragul pasiunii să... Să mai vezi mince cu ficiorul. E un grad de la Criuleni, până no, eu a La Criuleni numai... <laughs> Ne scaldăm. Am înțeles. A, succes mare! A, vreau Mulțumesc. să știu în ce măsură sunteți optimist în privința naționalei, că totuși lucrurile au luat mult mai deal și victoriile ar fi mai multe pentru voi. Am scop, avem scopul, avem obiective. Acum trebuie să calificăm în Liga C, la, la Liga Națiunilor. Da, n-a să fie ușor și Malta. Acum toți au arătat că nu sunt amatori că au fost până mu. Da, mai sunt niște echipe ca, nu știu, poate uh, insule Caimane. <laughs> care, jucat care da, am jucat. Mai, 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 sunt mai amatori, da. Dar așa uh, Andorra și Malta și toți au arătat că deja știu de fotbal Eu vă urez succes uh, uh, și victorii în uh, luptele Victoria, cu echipele mari. De, așa să fie. Da. Numai bine, o zi frumoasă, o weekend plăcut, ne auzim luni din nou, rămâneți aproape. Mulțumesc! Interviuri matinale la Radio Chisinau.